Salut! La începutul săptămânii de carantină vă îndemnam să citiți o pagină din cartea pe care o aveți acum deschisă pe noptieră sau pe geam sau pe scaunul de lângă pat. Și poate că unii mi-ați urmat exemplu. Acum mă gândesc să vă provoc la altă ocupație care să vă treacă timpul. De exemplu, să vă amintiți când ați fost prima dată în Italia. E foarte probabil că multe dintre cei care și dintre cele care mă priviți ați fost ca și mine de mai multe ori în Italia. M-am gândit ca exemplu să vă povestesc eu cum am fost prima dată la Italia. Atunci n-am observat că se zicea așa și nu m-ar fi deranjat pentru că eram exaltat, eram student, se întâmpla în anul 1995, în februarie, am plecat cu un autobuz de la o firmă turistică care a dat ca premiu călătorie în Italia pentru participarea și pentru primele două locuri într-o emisiune televizată în care eu am câștigat prima foaie turistică. Și pe la mijloc de februarie 95 am urcat în autocar. Se numea Shopping Tour și autocarul era plin cu moldoveni și moldovence, inclusiv regizoarea și prezentatoarea emisiunii la care eu am câștigat concursul. Se numea Ora Surprizei sau Ora Surprizelor, ceva de felul ăsta. De pe lângă hotelul Cosmos de la Chișinău ne-au îmbarcat. Eu mi-am luat o traistă cu mâncare, cu ce mi-a dat mama de acasă, biscuiți și eu știu ce mi-a mai fi dat ea la drum lung, pentru că se preconiza să stăm vreo 2 săptămâni. Și chiar așa a fost. Pentru că era februarie, era vreme grea, am petrecut prima zi prin România, traversând munții. Mi-amintesc că prima noapte am dormit-o la Bistrița și aveam impresia că am citit prin cărți sau am văzut prin filme ceva legat de Vlad Dracula. Am stat într-un hotel, eu undeva la mansardă, într-o cameră cu un singur loc și aveam senzația că trăiesc filmele celea de groază. Dar oricum eram antrenat de intriga călătoriei spre Italia. Următoarea escală nu mi-o amintesc, dar țin minte că am ajuns după aceea la Veneția. Deci, probabil când am intrat pe autostrăzi în țări occidentale, eu știu, prin Germania, mi-amintesc doar de Ungaria, că era toată plată, după munții din România, sărea asta în ochi. După care, prima escală a fost la Veneția sau până la Veneția, prima dată am văzut din depărtare marea. Deci, în 95 câți ani aveam eu, încă nu văzusem marea. Dacă puteți să vă imaginați, și abia ce mare acolo, e Adriatică. De acolo, din depărtarea autobuzului, lângă Veneția, am văzut prima dată marea. După care am văzut-o chiar de aproape la Veneția. Autobuzul ne-a lăsat la Tronchetto, undeva într-o parcare, ci că e marginea orașului Veneția. Erau unul sau doi ghizi români, sau poate cei ne-au întâmpinat abia la Roma, nu țin minte. Oricum, ni s-a spus, până în seară, iată, câteva ceasuri, aveți timp să vă plimbați, să vedeți Veneția. Se pare că în grup mare, organizat, ne-am dus spre centru și după care ne-au zis, la ora cutare, ne vedem seara la Tronchetto, așa cum ați în minte destinația, de unde pleacă în autobuzul mai departe. Destinația trebuia să fie, și a fost până la urmă, Roma. M-am plimbat prin Veneția, încă nu începuse festivalul în februarie, dar oricum vedeam pe străzi oameni cu măștile cele tradiționale, o grămadă de biserici, o foarte mulți turiști. Nu m-am plimbat cu gondola, dar am văzut cum se plimbau turiștii chinezi sau japonezi și fotografiau tot în stânga și în dreapta. Fotografiam și eu că aveam un aparat așa mic, săpunieră neagră, din ăla cu motoraș care trăgea pelicula și prima dată îmi cumpărasem peliculă color, mă gândeam să o developez, o să iasă minunat. Dar până la urmă o să vă povestesc că a ieșit un fâs cu aparatul acela foto, cu blitz,
să pun iar aceea. Da, bine, ce-am fotografiat ziua a ieșit frumos, ce-am fotografiat seara sau noaptea n-a ieșit deloc. Și la întoarcere, deci m-am despărțit după aceea de grup, am luat-o hai-hui prin Veneția, piața San Marco, cum îi zicea acela, turnul acela, îi știam și numele italiană, dar acum l-am uitat, Campanil, probabil. Și după care am luat un vaporaș să ne ducă, să mă ducă, deja eram singur din capul meu, deci vă dați seama, eram flăcău de scurcăreț. M-am întors la Tronchetto, am găsit autobuzul și ne-am dus mai departe. Au început deja vizitele de shopping, pentru că mi-am dat seama dintre oamenii cei care erau cu mine în autobuz, cei mai mulți se duceau, nu cei mai mulți, vreo jumătate se duceau la cumpărături de încălțăminte. Shopping tour, asta însemna vizite pe la fabricele de încălțăminte. Mi-am amintesc că undeva pe lângă Bologna am trecut pe lângă o gheată mare, un monument din beton probabil făcut, deci o cizmuliță așa. Am și acum poză alb-negru, probabil aveam și un aparat cu pelicula alb-negru. Mi-am amintesc că aveam un aparat mic Agat, deci vreo 100 de grame, făcuseră sovieți și de pe undeva inventaseră chestia asta, dar era foarte bună, utilă. Și am poză alb-negru cu gheata aceea. Sau poate tot color, de pe pelicula color am făcut poză alb-negru. Dar am gheata aceea pe undeva acasă, în valizele mele cu fotografii, cu amintiri din Italia. N-am trecut prin Bologna, deci singurile orașe pe care le-am văzut a fost Veneția, după care Roma. Nu știu una câta zi de călătorie, în a patra, în a cincea, am ajuns. Nu, n-am ajuns la Roma. Sau am trecut prin Roma și mi s-a părut foarte ciudat că era totul modern, dar probabil am trecut prin cartierul acela nou, Eur sau cumva, în drum spre Latina, un oraș din sudul Romei, unde ne-au dus și ne-au cazat într-un hotel pentru câteva zile. Și oamenii, în disperare, au început să meargă în shopping tour-uri la cumpărături. Și am văzut că pierd timpul degeaba. Și atunci, abia atunci, cei doi ghizi din România mi-au zis: băi, frate, tu ai venit aici, că eu mai aveam niște bănuți acolo, n-aveam de gând să-mi cumpăr încălțăminte. Și nici nu mi-am cumpărat. Mi-au zis: dacă vrei să vezi Roma, sau poate ne-au dus o jumătate de zi, am trecut prin Roma, nu mi-amintesc, dar ei mi-au zis: dacă vrei să o vezi din capul tău, uite, avem câteva zile, stăm în hotelul ăsta, vii, ne găsești aici, dar până atunci du-te și vezi Roma. Mi-au zis: uite, la nu știu câți kilometri aici este gara, te duci o dată pe oră sau la două ore circulă trenul spre Roma. Și chiar așa am făcut. Mi-au dat și o hartă a lor cu Roma, hartă turistică, și i-am lăsat pe ei cu shoppingurile lor, cu vizitele pe la baze Angro de încălțăminte și m-am dus să văd Roma. Cred că era 23 februarie 1995, când m-am dus prima dată singur la Roma. Și a fost o vizită memorabilă. După aceea am mai fost de vreo câteva ori, dar ca aceea prima vizită nu o să uit niciodată. La fel cum nu o să uit prima vizită la București, abia peste jumătate de an, pe 30 iunie, același an 95. Deci întâi am văzut Marea Adriatică, după aceea Marea Neagră. Și întâi am văzut Roma și după aceea am văzut București, ca să vă dați seama de ce istorie am avut eu. Și la Roma mi-a fost interesant, mi-au explicat ei așa un tur cum să ajung la Vatican și cum să mă întorc după aceea. Am căutat pe hartă un târg de cărți, mi-am cumpărat albume cu Engler, cu Rodin, cu eu știu ce pictori am mai găsit eu sau sculptori dintr-o piață din asta pe stradă. Am fost evident și la Vatican, la gara de nord sau stațiune Termini. Mi-amintesc că proful nostru de istoria filmului ne arăta sunt niște filme clasice sau ne povestise, că noi istoria filmului prima dată în prima facultate abia povestită din gura lui Radu Aneste Petrescu am învățat-o și știam despre stațiune Termini din cineaștii cum se numeau ei, realiști, ceva de felul ăsta, după război început să... am uitat cum se numea curentul acela. Cinematografie realistă. Povesteau despre stațiune Termini și de acolo, din cinematografie, ce știu. De altfel, făcusem și un fel de curs de italiană, pentru că vindeam, cât eram student, mai ales fratele meu sau frații mei, vindeau
un manual, se numea Italiana fără profesor. Din cartea aceea am învățat câte ceva italiană, pregătindu-mă de vizita asta în Italia. Și întâmplător îmi făcusem pașaport pentru călătorii în străinătate, de tip sovietic, pentru că nu știam că o să câștig concursul acela, că premiul va fi o călătorie în Italia, dar iată, l-aveam pașaportul pregătit și de cum am câștigat, am fost primul care am plecat, pentru că doi câștigaserăm, dar celălalt încă nu avea pașaport și el probabil s-a dus cu următorul tur. Deci de asta am avut eu norocul să călătoresc cu prezentatoarea și cu regizoarea emisiunii, care n-au fost curioase ca mine să meargă la Roma pe jos, cu ocazii, cu trenul, cu transportul public, ci au umblat și au umplut și ele autobuzul cu încălțăminte. O să povestesc după aceea aventuri cu încălțăminte, cei cu care era căptușit autobuzul la întoarcere. Mergând pe malul râului Tevere, ajungând pe la Castelul Sant'Angelo sau ceva de felul ăsta, mă strigă unul dintr-o mașină: Signore, signore, per favore. Și eu, fericit, hai să-l ajut. De altfel, îmblam și căutam magazine filatelice, pentru că un coleg de-al meu din televiziune avea colecție de timbre și mi-a zis: na, îți dau vreo câteva timbre și dacă vrei, găsește pe acolo contacte, magazine filatelice sau filateliști. De asta căutam, mai degrabă de asta căutam piața aceea de cărți, că mă gândeam că acolo o să găsești filateliști. Și deci eram deschis pentru comunicare, eram curios cum necum, dar arătam ca un cioban, ca să zic așa, sau ca un țăran, sau ca un om sovietic. Pentru că lucram în televiziune, învățam la facultate de arte și deci eram îmbrăcat într-o jachetă, eram cu o geantă mare sub soare, nu știu cum m-a identificat italianul acela și îmi zice: Signore, signore, por favore, să-l ajut. Îmi spune el în italiana lui stălcit, italiana lui naturală, dar eu cu ce înțelegeam eu pe sărite, îmi spune că iată, i s-a terminat benzina și dacă pot să-l ajut, să ajungă la ambasada Franței, parcă. Băi, ce noroc, tocmai trecuse pe lângă ambasada Franței și încerc să-i explic unde e ambasada Franței. El zice: da, știu, vreau să ajung acolo și îmi trebuie bani de benzină. Zic: e, nu, eu bani nu prea mulți am. Am, iată, numai bancnota asta și arăt o bancnotă de 100 de 100.000 lire. Hai, el zice: da, mersi, faină, bună, și mi-o ia din mână. Eu zic: bă, stai, că numai banii ăștia iau. Dar el scoate din mașină o traistă mare și mi-o mânează, zice: prezent, prezent. Și cât mă uitam eu la traistă aceea, l-a urcat în mașină și a plecat. Eu a rămas ca ultimul prost, zic: bă, ce tâmpit a fost, ce idiot. Mi-a luat 100.000 lire și aia era vreo 100 de dolari. Erau toți banii mei pe care aveam. Noroc că aveam bilet cumpărat, dus întors la Latina și shopping tour-ul ce l-a asigurat, deci am avut cu ce să mă întorc acasă. Dar alți bani n-am mai avut nici de cumpărat mâncare. Adică ce mai aveam eu mărunt pe acolo? Dar 100.000 lire era 100 de dolari pe care o schimbasem eu și deci era probabil încă vreo 100.000 și încă vreo 5.000 sau ceva, sau încă vreo 15.000 că mi-am cumpărat și bilet dus întors la Latina. Mi-a luat toți banii. Și m-am uitat la torba aceea neagră, zic: cine știe ce zdrențe, ce catar e el acolo. Am deschis și am găsit 20 de din asta, din imitație de piele. 20. Una am purtat-o mulți ani după aceea, alta i-am dat-o lui sora mea. Dar îmi venea să râd și să plâng totodată. Zic: uite cum am putut să fiu păcălit de unul îmbrăcat frumos, da, ca și cum se dădea și pe bună dreptate, părea un angajat la ambasadă. Cum am fost fraierit? Mi-amintesc că am mai fost fraierit și la Chișinău și la Iași, când mergeam la Iași, la cumpărat cărți, manuale, cărți, le cumpăram din România și le vendeam la Tarabă în Chișinău. Și am mai fost fraierit, dar era tot felul de fraier din ăștia stradali, de pe la schimb valutar și tot așa. Da, acolo, în felul ăsta, zic: vai de capul meu, cum am putut să fiu dus din asta în halul ăsta. Și, cum ziceam, parcă vinea și să râd, parcă vinea și să plâng de situația asta. Dar probabil încă mi-au mai rămas bani, că abia după aceea am ajuns la târgul de cărți și mi-am cumpărat niște albume, dar deja mult mai puține decât aș fi cumpărat dacă mai aveam acele 100.000 lire. Și am umblat cu torba după mine, am scos jacheta de pe mine și am îmbrăcat geaca neagră, faină, cu care m-am fălit după aceea mulți ani, de neavând de ales. Dar e ciudat că s-a potrivit pe mine și s-a potrivit pe sora mea. Putea să fie niște haine de copii sau putea să fie niște zdrențe acolo. Putea să nu fie nimic în torba aceea, hârtii putea să fie.
Și deci am căutat Boca de la Verità. De câte ori am fost la Roma și niciodată n-am găsit-o, nici de data aceea n-am găsit-o. Când am fost la Istanbul, am căutat Hagia Sophia și n-am găsit-o. Iar la Roma am căutat izvorul cela celebru și nu l-am găsit. Iar la Bruxelles am căutat băiatul cela care se pișe statuie celebră și nici pe acela nu le-am găsit. Deci iată, eu sunt un turist din ăsta atipic. Caut ca toți turiștii destinațiile astea importante, dar nu le găsesc și umblu pe coclauri, pentru că mie nu prea îmi place să merg pe același drum, prefer să fac ocoluri și să intru prin toate curțile și în felul ăsta mi-am petrecut toată ziua de 23 februarie 95 la Roma, după care m-am întors la gară, stațiune termine, am luat trenul, m-am întors la Latina, satisfăcut le-am întors ghizilor harta și le-am mulțumit pentru idee. Și acum îmi dau seama că abia după asta ne-am întors cu tot grupul înapoi la Roma și atunci am intrat la Vatican în San Pedro, am aflat că aceea e biserica principală, pentru că mie toate bisericile îmi păreau la fel și n-am știut că anume acela e Vaticanul, sau dacă am știut nu mi s-a părut important, dar ghizii deja ne-au povestit ce e asta și tot așa. După care am pornit spre casă. Și am trecut granița italiană spre Slovenia și din Slovenia. Nu, am trecut granița italiană spre Slovenia, dar Slovenia n-au vrut să ne lasă. Era să pare că deja duminică. După vreo 10 zile de călătorit, Slovenia a zis că am intrat înainte de a pleca din sud, de acolo, din Latina, am trecut pe la Aprilia, pe la o vamă și ne-au sigilat toate bagajele și toată marfa care era acolo, ca și cum era ștampilată de vama din Aprilia. Și de asta italienii ne-au lăsat să plecăm. Pe când slovenii au zis, nu, că noi vrem să vedem ce conține acolo. Și ăștia au zis, băi, am trecut prin vamă, totul e sigilat, deci până acasă putem să mergem. Nu știu cum erau regulile atunci. Dar slovenii au zis, net. Și noi am zis că net nu deschidem noi. Eu nu aveam nicio pereche de încălțăminte cumpărată, dar cei traficanți care făceau trafic de încălțăminte, inclusiv prezentatoarea și regizoarea emisiunii, au zis net, n-au vrut să deschidă bagajele și atunci ne-au zis nu, nu plecați nicăieri. Și mi-amintesc că am stat 24 de ore pe granița între Slovenia și Italia. Mi-amintesc că ne duceam în Italia să ne pișăm pentru că era gratis și cine avea bani se ducea în Italia, în Slovenia să cumpere că era mai ieftin. 24 de ore pe graniță și nu ne-au lăsat să trecem până când unul dintre călători și-a dat seama că el e rus, cetățean rus, cu pașaport rusesc și a sunat la ambasada Rusiei de undeva, din Slovenia sau din Roma și aceia au făcut niște presiuni diplomatice și abia atunci ne-au lăsat să trecem datorită faptului că aveam printre călători unul cetățean rus. Dar altfel, nu știu ce avea să facem cu încălțămintea lor. Și nu ne-am mai întors deja prin România, ne-am întors, nu știu cum, prin punctul Vamal Chop, spre Ucraina, Bucovina, și mi-amintesc că atunci era mare frică de racheți și toată lumea care avea încălțăminte acolo povestea cum alte autobuze care veneau pline cu marfă din Italia au fost jefuite de racheți și de asta au zis să călătorim numai ziua și pentru că noi am ajuns noaptea în vamă, am zis că trecem vama ucraineană și ne oprim acolo și s-au oprit, eu știu, la jumătate de kilometru de vamă, au tras pe dreapta și am adormit în autobuz. Dar e chinuitor să stai o săptămână, două în autobuz pe același scaun. Dar am uitat să vă zic, autobuzul era pe jumătate gol la întoarcere. Au dispărut pasagerii și eu credeam că, bă, i-am pierdut. Și ghidul sau cine zicea acolo, nu, nu, oamenii rămân aici, vor să lucreze. Deci erau primii gastarbeiteri în 95, printre primii gastarbeiteri care se duceau ca turiști la shopping tour, jumătate erau cu intenția de a se întoarce cu marfă, iar jumătate au fost cu intenția să rămână acolo. Chiar m-am mirat când ne-am întors la Roma, deja eram foarte puțini, n-au mai vrut să rămână în hotelul acela de la Latina. Și adormim noi la intrare în Ucraina. Și după vreo oră numai ce auzim, boc, boc, picioarele în cauciucul. Și ne-au luat pe noi, am crezut că gata, racheți au venit să ne dea foc la autobuz, că nu vrem să le dăm bani de protecție. Și ce facem? Nu deschide nimeni, nu, nu deschide ușa. Și toți șoșoteau, ce facem? Porniți motoarele, haidem la drum. Și am mers noaptea și a început să ningă și de neuitat atmosfera aceea din autobuz.
când au venit și au dat cineva cu bocancii, cu picioarele în roțile autobuzului, noi n-am deschis, ei n-au zis nimic, dar nici n-am mai avut curajul să stăm pe loc, am zis că mai bine să mergem decât să ne oprim. Și călătorie ce e prin munți, ningea, noi plini de frică, că acuși ne oprește mafia, până când am ajuns la vamă la Mămăligă, am crezut că suntem acasă, dar mai sunt încă vreo 300 de kilometri până la Chișinău. Cred că am ajuns noaptea cu torba mea goală, nemâncat, mi se terminaseră biscuiții de acasă sau plăcinte ce mi-a mai dat mama. Îmi amintesc că un rusnac din Transnistria, când am intrat în autobuz prima dată, m-au prezentat, iată, și avem un câștigător al unui concurs televizat care călătorește cu noi. Și toată lumea mă privea cu admirație, pentru că ei au dat bani pe biletul acela, dar eu câștigasem premiul. Și rusnacul acela venea la mine din când în când și îmi spunea cât e de rău lumea, cât e de răi oamenii. Și când au văzut că eu nu mănânc nimic, nu prea am ce mânca, am cumpărat să mă știu de Ungaria, am cumpărat să mă ciocolată Bounty și acum mai țin minte cât de bun era gustul la Bounty acela din ultimii mei dolărași ce mai rămăsese. Sau eu știu cu ce am cumpărat eu, că nu cred că am cumpărat Forint ceva, din Duty Free sau ce erau pe la vamă atunci. Și rusul mi-a adus o conservă sau două, m-a hrănit din ce mai rămânea lui. Nu o să-l uit niciodată. Deci era un rus de pe la Tiraspol, mai omănos și mai bun decât moldovenii mei sau prezentatoarea emisiunii, cu care nu prea am comunicat pe durata călătoriei. Ce am văzut că ea e cu banii și cu cumpărat un încălțăminte, dar eu sunt artist și om de rând. În schimb, iată, vă ziceam, am comunicat cu acest rusnac care m-a hrănit ca să nu mor de foame. Și am ajuns acasă cu traista goală, dar plin de impresii. Am mers pe jos până în cartierul Ciocârlia, deasupra lacului Mori. Atunci încă nu era zona rezidențială, atunci era gazda mea pe malul Iasului, undeva în pădure, într-un fost conac boieresc, în care erau atunci vreo 5 gospodari. Și am developat până la urmă la un laborator pelicula aceea mea colorată și am constatat că săpunierea mea, aparatul acela meu cu bliț minunat, chiar dacă eram student la facultate de film, nu m-a învățat nimeni că blițul acela e prea slab pentru sensibilitatea de cât 100 ISO, maxim 200 a peliculei cele a mele. Probabil era și peliculă sovietică. Și deci tot ce am fotografiat eu de la distanță, arhitectură, chestii, mai ales seara, nu s-a văzut deloc. Pentru că era subexpus. Și eu am contat pe blițul acela ca pe temir ce, dar trebuia să fie de 10 ori mai sensibilă pelicula ca să vadă reflexiile din acel bliț. Mic, așa, un bliț, ca la telefonul mobil. Deci am învățat o lecție practică pe care după aceea avea să o învăț teoretic la facultatea de film la București, când am învățat sensibilități de peliculă, chestii de laborator și tot așa. La Chișinău ne învăța așa, pe sărite. Făceam facultate de film, dar ne învățau profesorii de la teatru, scrimă, luptă scenică, arta actorului, tot felul de porcării, dans, inclusiv dans ne învățau, când asta nu prea avea legătură cu meseria de care aveam să mă îmbolnăvesc. După aceea, să văd ce comentarii ați scris. Poate sunt întrebări, după care, poate dacă o să vă placă, o să vă și citesc o pagină din astălaltă carte, să vedeți unde am ajuns acum. Dar dacă nu o să vă placă, nu o să vă citesc și o să vă las și pe voi, poate să faceți ca mine, să vă povestiți aventura din prima călătorie în Italia. Da, se aude, se vede. Mă privește maică mea, mă bucur și o salut. Salut pe toată lumea care mă privește. Mă întreabă dacă sunt la Moscova. Nu, nu sunt la Moscova. Scrisul ăsta dacă îl arată pe dos. Da, îl arată pe dos. E pentru că n-am găsit niciun instrument la Facebook ca să întoarcă imaginea să o arate bine, deci altă dată când o să mai pun, va trebui să-l pun așa, cumva, ca să fie clar că stau acasă.
Dar până la urmă voi ați înțeles ideea, stați în casă, nu răspândiți virus, pentru că e mai bine și pentru voi, e mai bine și pentru cei din jurul vostru. Da, uite, acum se vede bine, stau acasă, inscripție pe dos. Nu sunt la Moscova, sunt la București, în drumul taberei, aici m-a prins izolarea, carantina. Sunt singur în casă și mă bucur că am așa posibilitate. De mult tângeam după singurătate, eu născut într-o familie numeroasă și după aceea la cămine și la gazdă și pe unde am mai stat, tot timpul eram cu cineva. Dar mi-amintesc că am mai avut o astfel de singurătate și mi-am făcut-o singur la Revelion în 2007, când România adera la Uniunea Europeană și eu, la gazda unde eram, am ales să rămân acolo singur, să nu mă duc la țară cu părinții sau pe la persoanele cu care trăiam atunci în parteneriat și m-am simțit bine. Deci, acum mă simt bine pentru că nu pun pe nimeni în pericol și nici nu sunt amenințat de alții. E ferice de cei și de cele care au unde să se izoleze chiar singuri. Mai rău de cei care au nevoie de ajutor și am anunțat, chiar am pus în scara blocului anunț deja de vreo săptămână, anunț cu numărul meu de telefon și cu numărul apartamentului în care stau, că sunt dispus să ajut persoanele care obligate să stea izolate, eu știu, din motive de sănătate, din motive de vârstă, poate din motive de carantină, dar eu nu sunt carantină, totuși sunt autoizolare benevolă, măsor temperatura o dată de două ori pe zi și deocamdată sănătos și n-am niciun simptom. Sunt dispus să fac voluntariat, chiar înaintea isteriei este am fost și am donat sânge. Deci, dacă o să se ajungă la crize foarte mari, o să mă duc și o să fac voluntariat și la spitale, mă fac cărăuș, hamal, orice e necesar acolo. Sunt dispus să îmi pun viața în pericol ca să salvez alte vieți, dar acum e musa, e cel mai sănătos și cel mai inteligent să stăm în casă și, iată, vă propun să ne întreținem timpul în felul ăsta, cum am difuzat azi, apropo, la îndemnul Adei Milea, mi-a scris personal și a zis, pentru că ai dat like la poza mea din copilărie, fii bun și tu acum, caută o poza ta din tinerețe sau din copilărie, distribui-o și fă astfel de capcane pentru alți oameni ca să-i întreținem cu câte ceva. Și iată, am prins-o și pe doamna Tamara Rotaru de la Cahul, care mi-a dat like printre primele și am provocat-o să scoată și ia o poză din copilărie. Faceți așa, de exemplu, sau citiți din cartea, măcar o pagină din cartea cu care sunteți acum la căpătâi sau povestiți cum ați fost în Italia sau cum ați vrut să vă duceți în Italia și n-ați ajuns. Eu în sârbu eroi îți dau viață pentru țară, trădătorii dau țara pentru viața lor. N-am înțeles metafora asta. Nu știu ce înseamnă țara ta. Pentru mine, și când am fost în Italia, în a doua, a treia zi, deja mă simțeam italian, mă simțeam acasă, oriunde mă duc eu mă simt acasă foarte repede. Deci eu mă simt cetățean al planetei și nu prea sunt patriot, sunt mai degrabă un cosmopolit. Frumos din partea dumneavoastră, acum ca niciodată este importantă puntea făcută între case. Complimente, Oleg Bregă, zice Angela Panța și mă bucur că îi place, mulțumesc. Adrian Constantin zice, Doamne Oleg, of, ce of, despre ce regret, despre cum am dat suta aceea 100.000 la lire la șmecherul celălalt de pe malul râului Tevere, asta e situația, nu-i regret. Deci a fost o lecție de viață pe care probabil am meritat-o la cât de căscat eram. N-am reușit să vând niciun timbru. Am intrat prin câteva magazine, nu știu dacă aveau legătură cu filatelie, încercam să le explic pe degete și îmi ziceau că nu ne interesează și am întors colegului timbrele când am ajuns acasă. Așa în Italia, poate nu acum. Te păcălesc toți, zice Claudiu Mihai. După aceea am mai fost la Roma deja în 2003 și mi-amintesc că în metrou din Roma
Am văzut cum cineva se șoșotește și încearcă să fure din buzunarele cuiva și vorbeau românește hoții de buzunare din metrou din Roma. Da, asta deja era 8 ani mai târziu. Eroii își dau viața, asta am citit. Multă stimă și respect pentru jurnalistul Oleg Brega, Serafima Călugăr. Doamnă, nu prea sunt jurnalist acum, după cum vedeți, fac mai degrabă vlogging, activism civic și iată, de vreo săptămână, două m-am băgat în politică și fac un fel de discuții, emisiuni cu colegii, colegele mele din Partidul Verde din România. Tot așteptăm să se stabilizeze situația, să se ridice carantina asta și să putem să ne avântăm în luptă politică ca să apărăm cauza ecologiei și a drepturilor omului. Asta e crezul verzilor din toată Europa și eu am aderat la verzii din România. Mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat. Vă propun și voi să faceți astfel de inițiative. Povestiți-vă aventurile, cărțile, filmele. Iată, v-am sugerat azi un spectacol de Ada Milea, montat la Teatru din Cluj. Vedeți mai jos pe profilul meu de Facebook Chirița în concert sau ceva de felul ăsta. Bun, un spectacol bun. Sau v-am mai recomandat ieri ceva, un documentar despre Serge Mangole, un african care a venit la noi în Moldova, s-a mutat la mine în sat și acum e mai moldovean și mai pepenean decât mine. El din 2004 e mutat în sat, dar eu din 92 s-a plecat din sat, de la mine, din Pepeni. Dar mi-a fost interesant filmul, cum l-a făcut Sergiu, cum îl cheamă, nu Sergiu, Mircea Surdu, cu echipa lui de la Telefilm Chișinău. Și poate dacă vreți o să vă pun în descriere la filmul ăsta și la transmisiunea asta în direct, o să vă pun un link la filmul meu, al nostru, al fraților Brega, făcut astăvară, tot la Pepeni, despre masacrul de acasă de acum 80 79, aproape 79 de ani. Da? Deci, ca să vedeți că lucrurile nu sunt atât de negre, atât de sumbre acum, o să vă propun să vedeți o filă de istorie mult mai sângeroasă și mai violentă și mai tragică și mai tristă și mai revoltătoare. Masacrul de acasă de frații Bregă. Puteți să-l căutați pe Facebook, puteți să-l căutați pe YouTube sau poate o să-l bag acuși link pe aici în descrierea acestui video. Până atunci, stați acasă, aveți grijă unii de alții, nu numai de voi. Relatați despre ce vedeți, vă rog, nu difuzați minciuni, falsuri, verificați de mai multe ori, aveți încredere mai degrabă în surse oficiale decât în surse care prezintă totul pompieristic și în culori sângeroase, că lucrurile nu mai sunt atât de strașnice cum vă prezintă, de exemplu, Sputnik MD. Noroc!